pe teritorii este pur propagandist. Da, vorbim de patru regiuni, vorbim și de Zaporojie, acolo au continuat bombardamentele și în ultimele ore se discută mult despre centrala de la Zaporojie, vorbim despre Donetsk, despre Herson și despre Lugansk. La Herson e foarte interesant că oamenii sunt destul de, mă refer la ucrainieni, da, au reușit să fie destul de rezistenți împotriva acestor referendumuri prin comparație cu celelalte regiuni. Spun oamenii cum să rupi, da, ilegal, să anexezi, să rupi pe o bucată din Ucraina. Discutăm despre aceste patru regiuni aproape cât o, încă o țară, da? E mai mult de 15% din teritoriul Ucrainei ce dorește să anexeze forțat acum Vladimir Putin. Însă la Zaporojie este o situație mai specială și datorită sau din cauza acestei centrale și aminteați despre pericolul acesta nuclear. Putin continuă să amenințe și să șantajeze cu arsenalul nuclear. Rusia are cel mai mare număr, de exemplu, de focoase nucleare, aproape 6.000, urmat, desigur, de Statele Unite ale Americii. Cât de real credeți că este pericolul acesta nuclear, să zicem, un război nuclear, poate mergem prea departe? Nu cred că e un pericol real, dar e o ultima pârghie pe care Putin o poate folosi în războiul psihologic pe care îl poartă cu Occidentul. Își imaginează că asta ar putea dezbina frontul occidental de asistență acordată Ucrainei, că ar putea produce o fisură între europeni sau între europeni și americani. Președintele Biden a fost peremptoriu, i-a spus așa de trei ori, nu cumva să faci chestia asta. Bineînțeles că sateliții americani nu își iau pauze de masă, sunt strict monitorizate din cer. Toate mișcările care ar putea anunța o schimbare operațională, deci orice deplasare a unor astfel de focoase. Și eu cred că și cercul lui Putin a intrat într-o nouă etapă. Adică ei deja nu mai au de ales între victorie și sinucidere colectivă, ci între sinucidere colectivă și scăparea de Putin. Asta mi se pare că e un gând salvator care încolțește în tot mai multe minți, chiar dacă pe coridoarele Kremlinului predomină încă frica sau obediența. Cred eu că oligarhii care reprezintă osatura caturii personale al Putin au început să reflecteze la un scenariu de ieșire din această fundătură.